ne-ați venit la un cuvânt de suflet. Meditația de astăzi e pentru familie și am o întrebare. Cum te comporți tu în familia ta și cu familia ta? Tot ce ne-a mai rămas din rai e familia. Cum te comporți tu în casa ta, în familia ta? Un băiat spunea, tata la biserică e înger, acasă e demon. Un altul spunea, mama la biserică e ca Maica Domnului, acasă ne vine la tot să fugim. Cum te comporți tu în familia ta? Și trei gânduri, trei întrebări am pentru tine. 1. Ești tu un exemplu pentru ei în slujirea lui Dumnezeu? Văd ei în tine o pildă de jertfire de sine, de dragoste, de bunătate? Cea mai mare moștenire și cea mai mare predică, dacă vrei să spui, chiar dacă nu ești preot, e viața ta. Vorba sună, fapta tună. De aceea, întreabă-te, am fost eu pildă? Dacă nu, hotărăște-te să fii. Dacă nu te porți bine în casa ta, unde? Pe cine vrei să impresionezi? Al doilea lucru foarte important, oferi tu timp și atenție celor din casa ta. Ai timp foarte mult pentru prieteni, ai timp pentru televizor, ai timp pentru foarte multe lucruri. Întrebarea e, pentru cei din casă, ofer timp și atenție. În întâlnirile mele de consiliere cu multe cupluri, dăm peste multe, multe probleme care sunt în viața de familie. Dar cel mai des întâlnit e următorul lucru. Oamenii îi întreb așa, voi aveți un timp de calitate când vorbiți unul cu altul. Și mă întreabă, ce înseamnă asta? Să ai măcar o oră sau două pe săptămână când stingi televizorul, stingi telefonul și amândoi vorbiți și vă puneți inima pe tavă unuia înaintea celuilalt și planurile și visele. Și îmi spun de obicei, părinte, părinte, dar cum să-mi fac eu timp? Păi îmi tocă capul cât are să-mi spună. N-am timp să o ascult. Și spui, dragă, ascultă-mă, vorbesc foarte serios. Dacă tu nu o asculți, o va asculta altcineva care își va face timp și lucrurile se prăbădesc. Acordă timp și atenție familiei tale. Și mai am o întrebare. Apreciezi tu, le spui tu cuvinte de apreciere celor dragi? Aprecierea e ca mierea sau ca zahărul în ceai. Îndulcește totul. Spui cât e de harnic soțul tău, cât e de harnică soția ta, cât e de pricepută. Învață-te să apreciezi. Asta ung relațiile. Ascultă-mă. Poți să fii numărul unu la muncă, poți să fii numărul unu dacă aveți în societate, dacă pe frontul de familie e zero, n-ai câștigat nimic. Cum te porți tu cu familia ta? Dumnezeu ți-a dat-o. Întoarce-te la ea. Prețuiește-o. Fă-ți timp pentru ea. Fă-ți timp să te plimbi cu familia ta. Fă-ți timp să te rogi cu familia ta. Fă-ți timp să mergi la biserică cu familia ta. Și Dumnezeu va aduce biruință. Poartă-te bine cu ei. Dumnezeu ți-a dat pentru o vreme. Respectă-i. Binecuvintează-i. Slujește-i. Și va fi bine de tine și casa ta. Vă mulțumesc.